Da, sunt două componente, să spun așa. Unul se referă la componente pentru situația meteo, care ne arată temperatura, umiditatea, presiunea aerului, direcția vântului, viteza vântului, cantitatea precipitații, probabilitatea unei prognoze meteo din acest punct de vedere, care cred că sunt date importante care pot fi accesate și sunt pentru noi toți acolo unde ne aflăm să vedem despre ce este vorba în timp real. Este un proiect pilot, am amplasat asemenea două echipamente în municipiul Brașov, după care o să extindem în următoarea perioadă toate aceste echipamente pe această componentă. Mai completăm aici confortul termic, răsăritul și apusul soarelui. Deci sunt lucruri care ne interesează pe noi toți în viața de zi cu zi, fără să dorim acest lucru și ne preocupă. O altă componentă se referă la montarea de senzori pentru poluare, pentru măsurarea noxelor. La fel, pe toată raza municipiului Brașov vom amplasa asemenea senzori. Deocamdată, tot așa pe un proiect pilot într-o primă fază, cam în 2-3 săptămâni de zile, după care vom extinde montarea de asemenea senzori pe toată raza municipiului Brașov, în principal pe fiecare cartier în parte. Și după ce detaliem și constatăm necesitatea un anumit areal într-un cartier unde sunt probleme, putem să extindem și vom extinde cu siguranță montarea acestor senzori, poate într-un cartier de la 1 la 10-20 sau în funcție de necesitățile care se vor constata că sunt de implementate. Este un parteneriat, și mă bucur să spun acest lucru, cu studenți de la două universități, una din Brașov, de la Transilvania și una din Germania, cu care am început să colaborăm pe această componentă și vom extinde în acest an efectiv acest proiect pe toată raza municipiului Brașov. Se încadrează în ce înseamnă dotarea și echiparea cu echipamente de asemenea fel, care sunt prevăzute a se monta, a se amplasa în 2020 pe raza municipiului Brașov. Se încadrează în structura de buget a municipiului Brașov pe 2020, la care adăugăm laboratoare și alte echipamente care sigur vor fi și acestea achiziționate și vor fi exploatate într-un parteneriat cu Agenția de Protecție a Mediului, cu Garda de Mediu și cu alte instituții din suportul Ministerului Mediului. Dar ce senzor? Păi, într-o lună de zile.